Păi se fac teste de către Guvernul României în limita bugetului aprobat pentru această acțiune, care cuprinde 42 de produse din categoria TP2, care vor fi testate. Efectul indirect este că vom avea laboratoare acreditate pe baza cărora să putem să spunem apoi un produs este conform sau nu, pentru că din punct de vedere legal, fără acreditare, știți foarte bine că nu se poate emite această opinie, și produsele care vor ieși, dacă vor ieși neconforme la această testare, automat vor fi trimise în această situație a acreditării laboratoarelor, din nou în străinătate, pentru confirmare la acreditare.